Peste 20 de polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, dar și de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Buzău au descins la primele ore ale dimineții la trei adrese din Râmnicu-Sărat. În baza mandatelor emise de parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu-Sărat, oamenii legii au efectuat percheziții la un bărbat suspectat de comiterea infracțiunii de proxenetism și la alte două persoane bănuite de legături infracționale cu principalul suspect. Perchezițiile au durat câteva ore, iar la finalul acestora, bărbatul suspectat de comiterea infracțiunii de proxenetism, împreună cu alte șase persoane, au fost luate la audieri. De ce v-au ridicat polițiștii? Ne spuneți și nouă de ce v-au ridicat polițiștii? Audierile celor șapte persoane reținute în cadrul descinderilor de la Râmnicu-Sărat au avut loc la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău pe parcursul mai multor ore. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, suspecții vor primi mandate de arest preventiv. Vom reveni cu amănunte.